Majoritatea întrebărilor pe care le primesc pe Instagram au într-un fel sau altul legătură cu fetele. Apropo, dați-mi follow pe Instagram, Iacobescu Edi. Am avut odată o discuție cu profesorul meu de franceză la școală când colegii au spus că fac aceste videoclipuri pe YouTube. A intrat pe canalul meu și probabil a văzut câteva titluri de videoclipuri care aveau legătură cu fetele. Și a avut o reacție de sfidare. I-a spus că nu sunt un expert și cu asta sunt total de acord și că nu am experiența necesară pentru a vorbi despre chestii de genul. Ba chiar mi-a dat și un exemplu de un om care se pricepe la femei, și anume Cătălin Botezat. Acum sigur nu are timp ca și Cătălin Botezatu și sigur nu am experiența lui, dar asta nu înseamnă că nu pot să-mi spun părerea mea bazată pe experiențele mele de până acum și ce am învățat eu din ele. Părere care ar putea fi folositoare oamenilor care o caută sau care nu au trăit experiențe de genul până acum. Acest video este adresat persoanelor care sunt în căutare de idei noi sau care au nevoie să audă o perspectivă diferită față de a lor. De asemenea, nici nu promit că ce o să auziți în acest video o să funcționeze 100% în orice caz, pentru că sunt o grămadă de variabile asupra cărora nu am niciun control. Unii băieți care mi-au pus întrebări pe Instagram voiau parcă formula magică de la mine sau ceva, voiau să le aduc eu fata de mână și să-i și cunun. Mi-ar fi plăcut să fac asta, dar din păcate nu pot să mă pun eu în locul tău. Eu pot doar să-ți ofer inspirație sau o idee nouă. Acum că am lămurit toate aceste lucruri, o să încerc să-ți ofer 4 sfaturi pentru a-ți mări considerabil șansele de a-ți face în sfârșit o iubită, că tot vine Valentine's Day. Hai să începem! Sfatul numărul 1 este să te preocupi de aspectul fizic. Trebuie să arăți bine. Cine spune că aspectul nu contează, minte. Când o fată te vede pentru prima dată, deja hotărât în subconștientul ei, dacă e atrasă de tine sau nu. La fel este și în cazul băieților, când văd o fată care e aranjată, care are părul făcut, se îmbracă bine, miroase bine, este mult mai atractivă decât o fată care a depus zero efort atunci când a plecat de acasă. Sunt băieți care nu au grijă absolut deloc de aspectul lor fizic și se întreabă: de ce nu mă place nicio fată? Puneți următoarea întrebare. Dacă ai fi o fată, ai ieșit cu tine la întâlnire cu varianta ta masculină, trebuie să-ți faci o părere obiectivă despre tine. Bineînțeles că nu poți să schimbi anumite caracteristici fizice care crezi tu că te-ar face mai atractiv, dar nu mă refer în niciun caz la asta. Mă refer să scoți cel mai bun din ceea ce ai și să fii cea mai bună varianta ta. Folosești deodorant, te speli pe dinți, îți faci părul, îți vin hainele bine, miroși bine, ai fața netedă. Dacă răspunsul la toate aceste întrebări este nu, probabil va fi același răspuns pe care îl vei primi de la o fată atunci când o inviți la întâlnire. Din fericire, există un întreg playlist pe canalul meu numit Imagine Personală. O să pun link în descriere sau sus în colțul din dreapta al ecranului. Du-te și vizionează, s-ar putea să te ajute. Așadar, chiar dacă aspectul fizic nu este cel mai important, este totuși foarte important. Așa că alocă puțin mai mult timp și efort pentru asta. Sfatul cu numărul 2. Dezvoltă-ți personalitatea. Acum că arăți bine după ce te-ai uitat la videoclipurile mele, trebuie să lucrezi puțin și la personalitatea ta. Înainte să vorbești cu o fată, trebuie să fii pregătit să vorbești cu oricine și să fii o prezență plăcută și să ai despre ce să vorbești. Pentru asta trebuie să te antrenezi dacă ești o persoană timidă. Ieși în lume și interacționează, descoperă ce tipuri de oameni sunt și cum gândesc oamenii. Dacă ți-e frică să vorbești cu fata de care îți place, du-te și vorbește cu fete de care nu ești atras. Astfel acumulezi experiență și subiecte de discuție pentru atunci când chiar ai nevoie de el. În loc să stai singur acasă și să contemplezi la faptul că nu ai prietenă, du-te la petreceri, înscrie-te la diferite activități, diferite grupuri. Astfel ai mai multe șanse să-ți întemezi relații, chiar dacă de prietenie și nu intime. Din acele relații îți vei crește șansele să dai peste fata potrivită pentru tine și să folosești cunoștințele dobândite pentru a vorbi și a stabili o conexiune cu ea. Dacă ți-aș spune că există o variantă mai rapidă și mai ușoară pentru a cunoaște fete și a stabili întâlniri, e bine, există și se numește internet. Cum pariu că n-ai auzit de el. Facebook, Instagram, Tinder, Snapchat și probabil multe altele de care nici măcar n-am auzit. O metodă care a funcționat foarte bine pentru mine, deși e puțin cam ciudată, este să mă uit cine îmi dă ador la poze pe Facebook în mod repetat. Bineînțeles că mama și prietenele nu se pun. Mă refer la fete pe care nu le-am văzut niciodată și nu le cunosc. Dacă o fată îți dă ador la poze în mod repetat, sunt șanse mult mai mari ca atunci când îi dai mesaj să nu-ți răspundă sec. Dar înainte să-i dai mesaj, te sfătuiesc să te uiți la videoclipul ăsta ca să stabilești o întâlnire mult mai repede cu ea. O altă modalitate este să răspunzi la story-urile fetei de care îți place pe Instagram. Este o metodă mult mai elegantă să dai mesaj unei fete pentru prima dată decât așa, din senin. Răspunde la poveste, vorbiți despre subiectul respectiv și continui de acolo conversația. Simplu. Totuși, defectul internetului este că nu poți fi niciodată sigur. Nu poți fi sigur dacă arată ca în poze, nu poți fi sigur că se comportă ca mesaje și nu poți fi sigur că o să vină la întâlnire. Dar până la urmă tot va trebui să vă vedeți față în față, așa că fă pasul 2 neapărat. Și cele din urmă, sfatul cu numărul 4 este să fii perseverent, dar nu disperat. Vin și spun următoarea întrebare. De ce îți dorești o iubită? Cei mai mulți vor o iubită din cauza sentimentelor de inferioritate și ca un fel de confirmare că sunt suficient de buni. Am făcut și eu asta de câteva ori, am stat cu fete de care nu eram atras mental,
doar de dragul de a avea o iubită. Tocmai această dorință de confirmare este și motivul pentru care există relații toxice și vă trageți reciproc în jos. Să ai o iubită nu te face cu nimic mai superior. Dacă ești prost, vei rămâne un prost cu iubită. Asta pentru mine se numește disperare. Perseverență înseamnă, da, să-ți dorești să-ți faci o iubită, dar să fii conștient că nu e o obligație și că poți fi fericit și singur. Poate că fata de care îți place ție nu este atrasă de tine pentru că vrea altceva. Eu cred că poți avea orice fată, dar sunt șanse mai mici. Sunt șanse mai mici să stai cu cea mai frumoasă fată din liceu, cea mai populară. Există, dar sunt mici. Așa că ar trebui să încerci cu cea mai frumoasă, dar să nu fii supărat dacă te respinge. Așa cum mi-a zis tata odată, bă, eu nu m-am căsătorit cu cea mai frumoasă fată, m-am căsătorit cu fata care m-a iubit cel mai mult. Dar mai e până atunci. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Haideți să facem o mică recapitulare pentru a nu uita tot ce am vorbit până acum. Primul este să ai grijă de aspectul tău fizic, al doilea să-ți dezvolți personalitatea, al treilea să folosești internetul și al patrulea să fii perseverent, dar nu disperat. Eu sper că v-a fost de ajutor videoclipul și că v-a plăcut. Și dacă este așa, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați întrebări despre viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune-o reușită, nu rateu, pa, pa!